m-am pictat Adija și lui Carla's Dreams. Carina, cum ai reușit să faci pantofilul fucking Carla's Dreams? Astăzi o să vă răspund la toate întrebările legate de acest subiect. Toate chestiile astea au început de când am fost la Bucharest Gaming Week în București. După ce s-a terminat evenimentul, mă pregăteam să plec acasă, îmi făceam bagajele și toate chestiile de la cazarea unde am fost. Și domnul meu manager de la agenția cu care lucrez a dat un mesaj pe grupul cu toată lumea cu: bă, știți pe cineva care pictează Adidas foarte rapid? Este urgent. Și eu am răspuns în mod ironic cu eu. Și mi-a dat seama că omul chiar o să mă pună să pictez niște Adidas atunci, în momentul ăla. Mi-a dat mesaj în privat și mi-a zis: bă, Carina, uite, e urgent, am nevoie de perechea asta cât de repede posibil, mâine, uite, pot să-ți mai iau o noapte de cazare, vii la studio aici frumos și începi să lucrezi și faci pantofii. Și mi-a trimis niște poze ca să-i spun ce aș avea nevoie, dacă aș putea să-i fac, dacă nu știu ce, nu știu ce. Eu, normal, că i-am spus că, bă, eu n-am mai făcut în viața mea niște Adidas. A fost prima oară când am pictat niște Adidas, ever, dar au avut încredere în mine, că i-am spus că, bă, uite, mie dacă îmi dai materialele și tot ce trebuie, eu ți le fac unul la unul. Eu îți fac unul la unul pentru că mă descurc și cât e greu poate să fie. M-a întrebat omul: bă, ai niște poze cu ceva lucrări de altare, dacă ai mai făcut pe pantofi sau chestii? I-am spus nu. Și am spus: a, ok, lasă, merge. Hai să încercăm. I-am spus ce să cumpere. I-am spus să ia niște vopsele din aia pentru piele, un varniș de dat peste și niște pensule. O luat toate chestiile astea, o mai luat o noapte de cazare și, surprinzător, m-am dus următoarea zi la studio. M-am pus frumos să pictez. Eu, înainte când am primit pozele cu modelele pe care trebuia să le fac, am observat că au logo-ul Carla's Dreams așa într-o parte, dar mie nu mi s-a spus că o să fie folosiți efectiv în video și că o să fie purtați de către respectivul. Așa că am tăcut din gura, am zis că hai să nu întreb nimic, dar în gândul meu mă întrebam: bă, frate, cum ar fi să fie efectiv pentru ei, gen? Cum ar fi să fie pentru Carla's Dreams? Și am acceptat. Am zis că hai, te ajut cu chestia asta, mai stau încă o noapte și fac papucii. Când m-am pus să pictez și mi-am făcut tot setup-ul ăla așa frumos pe un birou de la studio, de la sediu, vine Toma, așa cheamă pe domnul manager, și face: bă, Carina, ai grijă cu ei că poți să-i poarte Carla's Dreams în noul lor video. Poftim? Eu în momentul ăla am zis: excuse-moi, eu de ce n-am știut chestia asta până acum? Gen, what? Atunci am simțit un șoc, un semi-șoc din ăla, așa eram, stai că nu se leagă chestiile. I-a zis lui mama, mama o zise: lasă, poate glumește, poate nu știu ce. După aia m-a lăsat să ascult piesa în premieră, că a mai fost pusă undeva la un radio sau ceva, dar m-a lăsat să ascult piesa. Mi-a arătat că efectiv se numea Adida și Griș și Adida și trebuiau să fie Griș. Eram, bă, stai, chestia asta chiar e pe bune. Da, am început să lucrez la ei. Am niște filmări pe care o să le pun, o să le atașez imediat. Și da, m-am chinuit destul. Am fost și în criză de timp. Ideea e că eu, când eram mică, și acum, ascultam foarte mult Carla's Dream. Gen, foarte mult și îmi plăcea super mult. Și eram una din aia disperată. Eu la 12 ani căutam pe YouTube așa ca un mic hacker și pe Google să văd dacă găsesc poze cu el fără mască și chestii și nini. Ea așa foarte turbată, semi-turbată, dar foarte șmecher, foarte șmecher. Da, ți-am mulțumesc, Carla's Dreams, dar probabil nici măcar nu știe cine eu fac. V-am semnat înăuntru, am pus o semnătură micuță înăuntrul unui pantof, dar nu, probabil nu știe cine sunt. Ideea e că a fost o experiență foarte faină. În timp ce eu pictam frumos chestiile alea, Ștefan era în tunar și lua roata și eu stăteam singur acolo la agenție să pictez pantofi random, out of nowhere, și el căra o roată. Deci, ca să înțelegeți cât de ciudat a fost pentru amândoi, eu pictam random niște pantofi pentru Carla's Dreams și el se ducea în tunar ca să care o roată de pe jos înapoi în bacă. Ia să prezint chestiile cu care lucrăm. Deci, avem așa, pensule. Nu prea contează. Avem mai multe pătrate și mai multe rotunde. Astea sunt niște vopsele de la PentArt pentru Fabric and Leather. Sunt lucioase. Înainte să pictăm acești Adidas, i-am dat frumos cu niște spirit ca să-i curățăm bine rău de talpa. Este acoperită cu un strat de bandă scotch premium. Buretele pe care l-am folosit ca să facem aceste umbre frumoase, l-am rupt, l-am ciopârțit și l-am folosit pe post de trafalet. Și asta este paleta. Aia, da, paleta pe asta care e.
Coleta profesionistă. Deci ai un setup foarte profi aici. Normal, normal. A, și asta e foarte ca să ai grijă. Dar totul este profesionist. Ați să vedeți ce sexos o să iasă după ce dăm jos banda asta. Fai, de capul meu. Momentul cel mare. Nu știu să desfac asta. Da, bun. S-ar putea să fie puțin exces de... Oh, ba nu. Oh, mamă, ce frumos. Vai, cât de tare se ia. Ei, asta e prima parte. Partea cealaltă. Aici ar putea să fie puțin mai multă pupsea. Sau curățăm după aia. Sau nu. Am dat puțin acolo. Nu e problemă. Perfect. Am avut oarecum niște challenge-uri, având în vedere că a fost prima oară când am pictat niște pantofi în felul ăsta. A trebuit ca eu și managerul meu să luăm o bormașină, să dăm jos un logo de pe pantofi. Pantofii aia sunt niște pantofi de la Adidas, da? Și se vedea logo-ul ăla de la Adidas pe talpă și nu trebuia să se vadă logo-ul ăla de la Adidas pe talpă, dacă mă înțelegeți. Și am stat și am ținut Adidas-ul și am dat cu bormașina la un unghi din ăla perfect de 40 de grade și am dat jos cauciuc. Am răzuit efectiv cauciucul ca să nu se mai vadă logo-ul de la Adidas. I-am făcut unul la unul, am respectat fix, strict, cum arătau acolo. Ideea e că imaginea randată pe care mi-au dat-o nu corespundea foarte mult cu formatul pantofilor din viața reală. Cum papucii aia, propriu zis, de pe calculator, randați, frumos, făcuți model, nu erau un model neapărat de Adidas. Și cel mai probabil s-a cumpărat un model de Adidas care să ducă înspre structura aia care era pe calculator, numai că nu era la fel. De asta și au ieșit foarte puțin chestiile puțin mai mici sau puțin mai mari în anumite locuri, pentru că n-am avut cum să-i fac fix la fel, pentru că n-au fost aceleași formate. Dar mi-a ieșit super bine. Chiar mi-a ieșit super bine și m-am simțit foarte, foarte, foarte mândră și mi-am pătat hanoracul preferat făcând Adidas și aia. Dar nu vă să zic neapărat că regret. Aia e. Și gen, piesa propriu-zisă trebuia să fie lansată pe 25 și eu pe 25 toată ziua am stat și am deschis YouTube-ul din 5 în 5 minute ca să văd dacă s-a postat clipul și nu s-a postat. Și după aia pe 26, adică ieri, aparent, nu știu de la cine am aflat, că n-am văzut eu, mi-a zis cineva, nu mai știu cine. A, pe Discord, moderatorii, voi ați observat prima oară. Observam moderatorii de pe Discord că s-a postat piesa. Am văzut și eu după aia și am făcut, mamă, ai de cap. Eu m-am uitat cap coadă la tot videoclipul. Eram așa de fericită că vrea să plâng. Ai, ai, după aia m-am dus și jos. I-am spus, mamă, s-a postat videoclipul, s-au uitat toți. Mamă, a fost genial.